Crescătorii de ovine și de caprine din România vor ca anul acesta sprijinul pe cap de animal să se acorde din luna octombrie, iar suma să fie cât mai aproape de cea stabilită prin tratatul de aderare. Potrivit reprezentanților crescătorilor de ovine și caprine din România, conform tratatului de aderare, anul acesta valoarea primei pe cap de oaie ar trebui să fie de circa 21 de euro. Cum suma totală, 113 milioane de euro, se împarte la efectivul de animale eligibile, iar banii se alocă în funcție de resursele bugetare disponibile, crescătorii se tem că nu vor primi toți banii. Prima surpriză pentru anul acesta a fost creșterea efectivului solicitat la plată, cu circa 800.000 de capete față de anul trecut, de la 6,9 milioane la 7,7 milioane de capete. Reprezentanții Romovis consideră că efectivul real este cu mult mai mic, cu cel puțin 1 milion de capete. De aceea au cerut autorităților statului ca APIA să efectueze controle foarte riguroase. Tot legat de valoarea subvenției pe cap de oaie, crescătorii de ovine cer ca stabilirea cuantumului să se facă prin raportarea la unitatea vită mare, așa cum se procedează la accesarea programelor pentru fonduri europene, ceea ce ar însemna ca subvenția pe cap de bovină să se împartă la cele 7 capete ovine ce corespund unei unități vită mare. Thank you.
Pe lângă o valoare cât mai mare a CNDP, crescătorii solicită și începerea plăților în luna octombrie, pentru ca aceștia să-și poată procura furaje la prețurile actuale și nu în lunile de iarnă. Începând cu data de 15 septembrie anul curent, după finalizarea controalelor APIA în fermele crescătorilor de ovine și caprine, solicitanții ai plăților naționale directe complementare la aceste specii pentru 2011, Agenția de Plăți va centraliza toate datele în vederea stabilirii efectivului total de animale eligibil la plată. După 30 septembrie, data de referință pentru cursul de schimb euro-leu, ce se va lua în considerare la calcularea sumei totale pentru CNDP la ovine sau caprine în acest an, Ministerul Agriculturii va emite ordinul privind cuantumul subvenției pe cap de animal. În acest sens, veștile Ministerului Agriculturii nu sunt foarte bune. La întâlnirea avută la Agromalin cu crescătorii de animale, ministrul Agriculturii Valeriu Tabără a anunțat că verificările situației la specia ovine au scos la iveală o eroare de 16% a efectivului declarat pentru plata CNDP. De aceea, nu se știe exact dacă efectivele au crescut sau au scăzut. Pentru clarificarea situației se așteaptă datele de la Recensământul General Agricol, ceea ce va întârzia stabilirea exactă a efectivului total eligibil la plată și, prin urmare, a cuantumului subvenției per cap de animal.